În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. În această zi, la tine alergăm, fericite Iosife, și plin de încredere cerem ocrotirea ta după ocrotirea Maicii Sfinte, Maria. Pentru sfânta legătură de dragoste ce te-a unit cu neprihănita Fecioară născătoare de Dumnezeu și pentru dragostea părintească ce ai avut-o către pruncul Iisus, te rugăm fierbinte să privești cu bunăvoință la moștenirea pe care Iisus a dobândit-o cu sângele Său și prin puterea și ajutorul Tău să ne aperi în toate nevoile noastre. Apără, Păzitorule preanțelept, al dumnezeieștii familii, neamul ales al lui Iisus Hristos. Îndepărtează de la noi, prea iubitorule Părinte, toate rătăcirile și patimile. Prea puternicul nostru ocrotitor, vino în ajutorul nostru în această luptă împotriva puterii întunericului. Și precum, odinioară, ai scăpat de primejdea morții pe pruncul Iisus, tot așa acum, Sfânta Biserică a lui Dumnezeu, de cursele vrăjmașe și de orice nenorocire, și întinde pururea peste fiecare dintre noi ocrotirea ta, pentru ca, sprijiniți de pilda și ajutorul Tău, să trăim în sfințenie și să dobândim fericirea veșnică. Sfinte Iosif, Tu cunoști dorințele, necazurile și speranțele noastre. Venim la Tine, căci știm că vom afla în Tine un puternic ocrotitor. Și Tu ai cunoscut încercările, oboseala, truda, dar sufletul tău, plin de cea mai adâncă pace, a tresăltat de bucurie, avându-L aproape pe Fiul lui Dumnezeu, încredințat ție, și pe Maria, prea dulcea lui mamă. Ajută-ne să înțelegem că în munca noastră nu suntem singuri, să știm să-L descoperim pe Iisus alături de noi, să-L primim prin har și să-L păstrăm cu fidelitate, așa cum ai făcut-o Tu. Dobândește-ne harul ca în familia noastră totul să fie sfințit în iubire, în răbdare, în dreptate și în căutarea binelui pentru toți. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.